Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Laura Ramba și vă invit să urmăriți știrile. Făgărășenii nu s-au prea înghesuit la urne până la ora 14 în unele secții, prezența la vot depășea cu puțin 10% din numărul de alegători. Există însă și secții în care au votat deja 30% dintre făgărășenii cu drept de vot. Cei mai harnici dintre alegători s-au dovedit făgărășenii din cartierul Galați. Până la ora 14 aici au votat deja mai bine de 30% dintre persoanele înscrise pe liste. La polul opus se află o secție din cartierul Combinat, unde și-au exprimat opțiunea politică doar 10% dintre alegători. În cartierul 13 decembrie situația este mai roz. La una din secțiile de aici au pus ștampila pe buletinele de vot aproape 27% dintre cei înscriși pe listele electorale. În restul orașului, procentul prezenței la urne variază între 12 și 21%. La secția specială s-au prezentat până la ora 14 144 de persoane. Prezența este mulțumitoare până la ora aceasta. Cea mai mare prezență s-a înregistrat în jurul orei 12:13 și procentul este de 26% acum la ora aceasta. La ora 14 am înregistrat un procent de 30,23% având 355 de alegători. Cel mai mulți după biserică, după ce s-a terminat slujba. Autoritățile locale se îndreaptă spre urne. Sorin Mânduc, primarul Făgărașului, a trecut deja pe la secția la care a fost arondat. Am venit să votez pentru un președinte care să aducă liniște în România. Cred că e prea mult zgomot la nivel național și prea puțină muncă și am speranța că cel ce va ieși președinte sau cel ce va intra, cei care vor intra în turul 2, se vor strădui să aducă mai multă liniște în România. La ora 21, secțiile de votare își vor închide ușile.